vedem pentru nativii săgetători cum se prezintă zilele următoare. Iată că este anul săgetătorilor cu Jupiter în săgetător, dar săptămâna următoare, în mod special, săgetătorii beneficiază de prezența celor doi, a lui Jupiter și a lui Venus, împreună, lucru care îi face, le dă multă încredere în ei înșiși, îi face carismatici, îi face să capteze atenția celor din jur. Nu cred că există săgetător care să intre undeva săptămâna viitoare și să nu fie remarcat. Sigur că unii săgetători vor investi în propria imagine datorită prezenței venusiene aici, vor investi și la nivel emoțional, cum să spun, datorită aspectului cu Marte, ei poate că vor avea impresia că aspectul lor fizic este cel care, sau prima impresie contează, și aspectul lor fizic, felul în care se îmbracă, felul în care se prezintă la o întâlnire, le propulsează ideile, afacerile, deci vor avea destul de multă grijă de ei. Pe de altă parte, aspectul de lună plină pică pe o zonă informațională, cade pe o zonă informațională, e vorba de călătorii, de studii, de filozofia de viață, de felul în care percep ei la un nivel mai filozofic ceea ce se întâmplă în viața lor acum. Și sigur, e vorba, printre altele, și de, nu numai de filozofie, dar și de religie, de conexiunea cu această zonă. Sigur că săgetătorii sunt niște purtători de drapel pentru noi în următorul an de zile, căci corectitudinea, legea, etica, morala și religia sunt caracteristice semnului lor. Un săgetător care are derapaje din punctele astea de vedere datorită aspectelor neplăcute cu Saturn, cu Pluton, cu Neptun chiar, va primi penalități. Adică săgetătorii au o finețe, și cu Neptun pe casa a patra, au o finețe a percepției, încât își vor da seama când au o stare de disconfort că nu este tocmai ok alegerea pe care au făcut-o. Adică ei au un barometru interior și vor simți la nivel interior dacă sunt în lege etică, morală și religie, așa cum le cere guvernatorul semnului lor, sau asta nu-i tocmai corect, chiar dacă ei și-au luat toate măsurile de precauție. Sigur că zona financiară este extrem de activă pentru săgetători, da, și datorită prezenței acestor planete grele, Pluton, care aduce, de fapt, cere o transformare fundamentală pe această zonă. Da, e și soarele. Ce este interesant pentru nativii săgetători în perioada imediat următoare este faptul că dacă vor crede într-o acțiune, deci dacă sunt foarte motivați, pot face minune, o puternică energie direcționată, indiferent de zonă, dacă este asociată cu optimism sau cu încredere. Și invers, blocaje extraordinar de puternice pentru săgetător dacă nu cred, dacă nu cred într-o acțiune. Exact. Și mai ales Uranus, care e pe ultima sută de metri în Berbec, le activează această casă a pasiunii și a acțiunilor începute din pasiune. Chiar a, știu eu, altor activități care să se transforme din pasiuni în chiar lucruri productive. De altfel, eu consider că săgetătorii sunt provocați să investească mult și pe această zonă emoțională și pe zona casei. Poate că ei au planuri de viitor, inclusiv financiare, care să presupună niște investiții pe termen lung pe această zonă a casei. De altfel, ei pot fi aspectați tocmai datorită faptului că Saturn aduce necesitatea unor, cum să spune, unor precauții financiare, fiind chiar pe casa banilor. Ei poate că vor fi bine aspectați cu destinul pe casa a opta, care știm că este și o casa împrumuturilor și a creditelor, să facă o investiție, un împrumut și eventual o investiție într-o casă, lucru care le va strânge puțin resursele pe termen scurt, dar iată că poate fi o investiție extrem de productivă pe termen lung. Important este ca săgetătorii, deși sunt un semn atât de optimist, expansiv, curajos, să aibă capacitatea de a-și pune niște limite, de a se autoconstrânge pe perioada
imediat următoare, inclusiv la nivel financiar. Adică Saturn acolo le spune, nu știu cum să spun, e ca un călugăr care ține post, își impune un anumit program de viață, așa și din punct de vedere financiar, Saturn pe casa banilor, bunăstării și confortului personal cere niște restricții, tocmai în ideea de a realiza ceva pe termen lung. Da, și chiar dacă asupra unor achiziții sau investiții planează o notă de tensiune, așa este tipicul în perioada imediat următoare. Nu înseamnă exact, că sunt nereușite. Că nu va ieși nimic. Dacă un nativ săgetător și-a propus să facă o afacere sau are ceva de rezolvat, dacă sunt anumite blocaje, dar într-adevăr să-și asculte intuiția și motivația este esențială în această perioadă. Cu greu se asociază, este o perioadă destul de interesantă pe zona aceasta a asocierilor, pentru că atrag pe de o parte și parteneri inteligenți, parteneri cu dare de mână, parteneri cu funcții importante, dar cu personalitate, dar atrag și parteneri dificili. Deci este un joc, un concurs de împrejurări ușor delicat, în sensul că pot fi și oameni de mare forță și care, nu știu, sunt implicați în acțiuni, în situații de mare anvergură și care exact. Le sunt benefici săgetătorilor, dar pot fi, repet, și persoane dificile. Nu neapărat că îi induc în eroare, cât persoane cu un caracter mai dificil, imposibile oarecum, greu de dialogat cu ele și aici poate să apară o anumită dimensiune a situațiilor care ar putea să-i deranjeze puțin pe nativii săgetători. Ei sunt foarte bine din punct de vedere al refacerii, al revigorării cu acest Jupiter și Venus în semn. Chiar oricât de mult ar munci, se refac. Singurul lucru care ar putea în timpul lor liber, da, și în acțiuni care să le reîncarce bateriile. Da, totuși. Singurul lucru care ar putea să-i devitalizeze puțin, spuneam, sunt acele persoane dificile cu care totuși au lucruri de gestionat sau... Și poate că au niște sincope în comunicare, ținând cont de quadratura Mercur-Uranus, dar vestea bună este că Mercur de la sfârșitul săptămânii se mută pe casa comunicării, aducându-le abilități speciale și idei noi și găsesc ei o cale de a se înțelege până la urmă, oricât de dificile ar fi aceste persoane. Care ar fi punctul forță pentru ei, Silvana? Da, după părerea mea, punctul forță este legat de investirea energiei în proiecte în care să creadă cu adevărat. Chiar dacă cei din jur sunt mai pesimiști sau nu dau șanse proiectelor lor, dacă săgetătorul crede cu adevărat și își pune toată energia pe scop, cu siguranță va avea succes. Important e să creadă el. Chiar dacă restul persoanelor din jur nu au sunt atât de... Au fler financiar în perioada aceasta. Un fler financiar care îi poate ajuta în orice profesie legată de canalizarea corectă, constructivă a banilor. Sigur, ei se pot intersecta și cu domenii adiacente, conexe, mai ales pentru cei care lucrează, să spunem, în profesii mai creative. Dar zona aceasta financiară are o importanță destul de mare pentru săgetători. Să mergem mai departe, să vedem pentru nativii Capricorn zilele următoare. Da, iată, pentru nativii Capricorn, aspectul de lună plină de la începutul săptămânii este tot pe o zonă a valorilor și în special a valorilor comune, a intimității, a banilor terților, a moștenirilor, a recompenselor financiare venite din partea altora, a cadourilor. Sigur că aici poate că se trag niște concluzii, poate că sunt niște capricorni care au fost implicați în procese de succesiune, în moșteniri complicate și acum este momentul să se încheie aceste lucruri. Poate că ei primesc o clarificare, totuși cu Jupiter pe casa a 12-a mai au lucruri și Venus pe casa a 12-a mai au lucruri din trecut de rezolvat, dar ținând cont de faptul că această conjuncție Jupiter-Venus e o conjuncție benefică, capricornii se pot aștepta ca, de exemplu, persoane din străinătate să vină cu o energie nouă, inclusiv cu o infuzie de capital, sau persoane de care n-au mai auzit de mult, colegi, foste iubiri, știu eu, persoane dragi, chiar persoane apropiate din familia lor, să apară de la distanță, de la depărtare sau
efectiv cineva din trecut sau din străinătate să le aducă niște beneficii, să-i motiveze, să le vină în casă, să aibă, să-i dinamizeze puțin. Deci pot avea parte de musafiri sau întâlniri care să-i lege cumva de experiențele din trecut. Pe de altă parte, ei sunt foarte bine aspectați pe această zonă a evoluției în conștiință. Totuși, casa a 12-a, unde sunt Jupiter și Venus, aici este vorba despre iertare. Despre iertarea trecutului, despre iertarea unor persoane care cine știe cât de bine sau cât de rău le-au făcut în trecut. Da, interesant, dar pot fi și ei ajutați de către acele persoane. Bineînțeles, vine un aer benefic de acolo, cum spuneam, ei pot primi ajutor din această zonă, dar pe de altă parte, la un nivel filozofic superior, aici e vorba de iertare și de iubirea necondiționată. Venus pe casa 12. Da. Da? Scuze, Silvana, revin după ce. Un Venus pe casa a 12-a exact către această idee ne duce de iubire necondiționată. Sunt anumite aspecte, asta voiam să spun doar ca o paranteză la ceea ce ai spus tu, pentru a înțelege fiecare zodie, pentru a nu spune cineva că nu se potrivește, pentru că sunt persoane cărora le poate merge foarte prost acum, pentru că această aglomerare de planete în casa, în zodia Capricornului, vine cu o infuzie de greutate. Aduce sigur tensiuni, că da, aduce tensiuni. Capricorn este o zodie care muncește mult, care este mai... Sigur, situații care îi constrâng, obligații, evenimente de familie, dramatice. Da, de aceea se și spune că ei sunt foarte serioși, sunt constrânși, sunt și chiar ușor chinuiți. Exact. Nativii Capricorn, în sensul că au vieți supuse muncii, corvezilor, responsabilități, chiar dacă sunt oameni foarte realizați. Acum, sigur, sunt și oameni, sunt și Capricorn care au o viață dulce, foarte frumoasă și în care, dar tot au o responsabilitate care apasă. Și asta spuneam. Deci, indiferent că vorbim și despre aspecte pozitive, este clar că balanța între Jupiter și Venus în Săgetător și cele patru planete în Capricorn este mult în favoarea celor patru planete în Capricorn, adică în sensul că oricât de mult ne-ar sugera relaxarea ce Jupiter și Venus în Săgetător, totuși greutatea aceasta de responsabilitate pentru fiecare zodie aflat în semnul Capricorn, mai ales pentru Capricorn, nu îi poate scuti de muncă, de perfecționare, de rezolvarea unei probleme concrete, capitale, concrete, pe care n-au mai avut-o poate de 29 de ani ca dimensiune de problemă și n-or să o mai aibă decât peste 29 de ani. Dar nu în sensul că este ceva grav. Este ceva de rezolvat. Pe de altă parte... O situație și, îmi cer scuze, și de maturizare, o situație care îi ajută pe ei să evolueze, ceva care îi pune pe... Deci ceva care n-a fost rezolvat până acum, în ultimii mulți ani, spuneam, și care acum se cere această situație rezolvată fără niciun drept de apel. Dar este un aspect bun. Revenim și cu concluzii pentru Capricorn după publicitate. Am revenit, concluzii pentru Capricorn. Ținând cont de faptul că acest Saturn în Capricorn este stresat săptămâna viitoare de cuadratura cu Marte și să nu uităm că Saturn e marele malefic și Marte este micul malefic, ceea ce îi va supune la solicitări totuși mari pe Capricorn, singura ieșire, că despre asta vorbeam, prezența lui Jupiter și al Venus în casa a 12-a în cazul Capricornilor, e subtilă, dar singura ieșire din aceste presiuni, că totuși Capricornii pe această cuadratură Marte-Saturn pot fi ca într-un cazan sub presiune, singura ieșire este să încerce să-și păstreze pacea minții și, exact cum spuneam când am început, această atitudine de iertare, de iubire necondiționată, de interconectare, spiritul religios, filozofia... Știu eu, casa 12 este casa conștiinței budice sau cristice. Până la urmă, ei trebuie să stea în ochiul furtunii Capricornul și să fie cei mai buni administratori ai tăvălugului de evenimente care probabil vor veni peste ei săptămâna viitoare cu această cuadratură Marte-Saturn. Și ei trebuie să scape de anumite tipare cu care s-au obișnuit, de anumite frici, pentru că Saturn este și guvernatorul fricilor, și al autolimitărilor, al limitărilor, adică trebuie să depășească prin intermediul unor mentor sau prin intermediul unor persoane, vor învăța să depășească și ei anumite lucruri care până la urmă îi țin în loc. Lecția pentru Capricorn în perioada imediat următoare este încrederea aproape oarbă în destin și în voia destinului și în protecția divină. Și în protecția divină, exact. Să mergem mai departe, să vedem pentru vărsători, Silvan. Vărsătorii și ei sunt implicați în această... eclipsă,
și lună plină pe care, de care avem parte la începutul săptămânii viitoare. Sigur că pentru vărsători această zonă de eclipsă sau luna plină cade fix pe casa parteneriatelor și poate că le cere să facă o cernere, o departajare, atât în relațiile lor, dar cât și în ceea ce vor ei să reprezinte pentru ceilalți, în felul în care își proiectează ei identitatea, calitățile, valoarea și dorințele în lume. Poate că, sigur, cu un Mercur pe casa a 12-a până acum și cu toate aceste planete, Saturn, Pluton, ei trec prin mari presiuni și transformări la nivel psihologic. Ei sunt obligați, într-un fel, să-și revizuie trecutul ca să poată să întoarcă o nouă pagină din viața lor. Dar, cum spuneam, poate că săptămâna viitoare este un start să le dea impulsul și energia de a comunica celor din jur lucruri mult mai profunde și mai adevărate despre ei înșiși, chiar dacă nici ei nu au o imagine foarte clară despre ce își doresc cu adevărat sau care va fi exact traseul lor de acum încolo. Lucru benefic de săptămâna viitoare este că vărsătorii, fiind și un semn atât de social, dar au parte de această conjuncție Jupiter Venus pe casa mediului social, al prietenilor, al mentorilor, al protectorilor, al fraților mai mari și ei își pot găsi un număr pe care să se sprijine, ei pot găsi persoane care să vină cu informații care într-adevăr să-i susțină, persoane care să aibă o conexiune la nivel atât filozofic cât și spiritual, cât și emoțional. Și atunci, sigur că luna plină este o încheiere și că, într-adevăr, multe dintre relațiile vărsătorilor se vor cerne fix pe acest principiu, ca și la leu. Ei trebuie să-și găsească calea de mijloc între eu și noi. Identificarea și afirmarea sinelui și asertivitate și nevoile comune, nevoile partenerului. Cumva ei trebuie să fie cu ochii întorși atât către nevoile personale cât și către nevoile persoanelor apropiate. Sigur că fiind această încheiere e posibil ca vărsătorii din punct de vedere social sau din punct de vedere al afacerilor să aibă încheieri. Încheieri de proiecte, încheieri de parteneriate, încheieri de contracte. Dar asta nu înseamnă că nu este o zonă de oportunități și care cumva, așa cum spuneam, încheie mesajele pe care le-a avut destinul vis-a-vis de vărsători pe toată această perioadă, mai 2017-2018. Sigur că vărsătorilor li s-au activat și această lună plină activează din nou niște talente, niște, având nodul sud un an și jumătate în semnul lor, au venit cu niște abilități, cu o capacitate de a avea răspundere față de cei din jur, de a se implica în idei revoluționare, de a aduce viitorul în prezent. Doar sunt niște abilități pe care ei le-au exersat mult în viața anterioară și cumva nodul sud le-a dat acces la aceste informații. Revenim și cu concluzii după publicitate. Ca prin franchețea cu care își vor expune punctele de vedere și prin precizia chirurgicală cu care vor rezolva anumite situații și trebuie să se încadreze în sau ce gândesc aia să spună și aia să facă. Cred că asta este nota săptămânii. Să vedem acum și cum percepești prezența acestor patru planete în semnul Capricornului și a micului și marelui benefic în Săgetător. În primul rând, da, micul și marele benefic sunt chiar deasupra, sunt pe zona statutului socioprofesional, imaginii și misiunii în lume. Lucru extrem de favorabil, mai ales că Jupiter este guvernatorul tradițional al peștilor. Pe ei statutul socioprofesional, care este în plină ascensiune datorită prezenței jupiteriene până în toamnă pe această zonă, statutul socioprofesional, cum spunea, îi poate recompensa inclusiv la nivel financiar. Sigur, este nevoie de multă muncă pentru asta, de persoane serioase, de sfaturi competente,
ei au nevoie în cariera lor, cei care, peștii care sunt implicați în proiecte majore socioprofesionale, au nevoie de specialiștii, cei mai specialiști din domeniul respectiv. Dar, cum spuneam, pot veni și rezultate concrete, palpabile, chiar dacă poate că de scurtă durată, dar, de exemplu, niște bonusuri sau niște recalculări pentru sfârșitul de an sau pentru activitatea pe un proiect anume, care pot găsi, peștii le pot vedea beneficiile chiar începând de săptămâna viitoare. Și ei au activat această casa a șasea, unde este luna plină, care închide un ciclu destul de lung și, cum spuneam, de-abia peste 8 ani se mai activează eclipse pe această zonă leu-vărsător sau vărsător-leu, și ei au activat această casa a șasea, care este o casă a datoriilor, și atunci e bine ca și peștii să-și încheie exercițiul financiar, să-și închidă datoriile, asta dacă ne referim la datorii financiare, cumva ei se pot simți eliberați cu ocazia acestei luni pline, li se închid poate niște datorii vechi care durează de un an jumate, doi, și aici nu mă refer numai la datorii financiare, ci și la obligații pe care le au vis-a-vis de alte persoane. Sigur, această lună plină, toată lumea îi spune în fel și chip, luna roșie, luna lupilor, superluna, e o lună plină extrem de puternică, și atunci să fie atenți peștii și pe problemele legate de sănătate. Iar cu Soarele și Mercur, care vor intra pe casa a 12-a, sigur că Mercur poate să dea o anumită intensitate la nivel psihic, mai ales că face și această quadratură cu Uranus, supra-solicitarea, iritabilitatea, nervii. E bine să și-i controleze, mai ales că și Neptun în semnul lor acum nu primește cele mai favorabile aspecte și le poate da această zonă de iluzie și iritare de care nu au nevoie, căci au multe de făcut. Mulțumim foarte mult, Silvana, pentru și participare. Mulțumesc. Ne revedem și astăzi seară de la ora 21. La revedere! Strabag vă prezintă următorul program.